Dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragii mei, vă invit astăzi la etalarea Secret Ce Face, în care voi spiona persoana voastră, însă mai întâi vreau să intru un pic în energia dumneavoastră, energia persoanei voastre și a acestei conexiuni. De asemenea, nu uitați că este o etalare generală și că este valabilă în momentul în care voi vizualizați acest clip și nu în momentul în care eu postez această etalare. Așadar, haideți să nu mai tragem de timp și să vedem un pic energia dumneavoastră, energia persoanei voastre, da? Și energia acestei conexiuni în acest moment. Așadar, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care priviți această etalare în acest moment, care este energia dumneavoastră? Care este energia persoanei la care voi vă gândiți și care este energia acestei conexiuni? Oh, wow! Deci trei cărți au ieșit afară în ceea ce privește energia dumneavoastră. Iată, dragii mei, în ordinea în care au ieșit, voi vă simțiți foarte bine. Prin această carte văd succes, văd reușită, văd încredere în sine, văd frumusețe interioară, exterioară, strălucire. Sunteți o persoană importantă, vă puneți singuri acolo unde trebuie să fiți, aveți anumite principii, valori, stabiliți limite, stabiliți compromisurile pe care vreți să le faceți, nu sunteți de înduplecat, sunteți stricți, să zic așa, în ceea ce privește visul dumneavoastră și ceea ce oferiți și cui oferiți. Sunteți foarte, așa cum v-am zis, sigur pe voi în ceea ce privește viitorul. Dacă până acum era oarecum teamă, era oarecum acea incertitudine, pentru că ceva era legat de viitorul dumneavoastră și de o incertitudine. Însă de data asta voi știți că ați prins persoana aceasta la care voi vă gândiți ca într-o pânză de păianjen. Această persoană nu poate scăpa de voi în sensul că nu-și poate lua gândul de la voi. Este parcă devorată de prezența dumneavoastră în mintea sa. Fie că vorbiți, fie că nu mai vorbiți, această persoană vă poartă în minte mereu. Nu înțelegeți să știți de ce se gândește la voi, însă voi știți lucrul acesta. Simțiți această persoană, simțiți puterea pe care o aveți asupra acestei persoane. Ați reușit din persoana care era dependentă de respectivul sau respectiva, căci vă gândeați foarte mult la el sau la ea. Acum această decizie vă aparține dumneavoastră. Acum ați înțeles că mingea e în terenul dumneavoastră. Acum ați înțeles că sfârșitul acesta dintre voi, acolo unde a avut loc acest sfârșit, v-a făcut să visați la o evoluție frumoasă asupra viitorului vostru, că este cu această persoană sau nu, puțin contează, însă voi ați evoluat foarte, foarte mult, v-ați maturizat foarte mult, ați avut foarte multe de învățat. Vă uitați acum, poate câțiva în urmă, și vă spuneți, wow, câte sacrificii am făcut pentru persoana respectivă, cât unii dintre dumneavoastră poate v-ați înjosit cu anumite lucruri, alții v-ați trecut peste principiile voastre, peste anumite forme pe care nu le acceptați altfel cu nimeni altcineva. Și vă este greu, este dificil, este, cum să vă zic, este poate lipsit de energie în anumite momente să mențineți acest stadiu de persoană care știe ceea ce vrea, care nu mai este nesigură pe acest viitor, vă este greu, n-am de ce să zic, însă faceți foarte bine acest lucru, mențineți foarte bine acest echilibru și nimeni, să știți că nu poate să distrugă ceea ce voi ați creat în jurul dumneavoastră, acest scut de protecție și
energia pe care o emanați vis-a-vis de această persoană. Repet, această persoană pur și simplu nu mai poate scăpa de să se gândească la dumneavoastră. E, se hrănește cu imaginea dumneavoastră, efectiv. Se hrănește cu imaginea dumneavoastră, extrem de interesantă energie. Haideți să vedem acum pentru voi, dragii mei, gândiți-vă la persoana aceasta pe care o aveți în suflet sau în minte, care este energia sa. Această persoană seamănă ceea ce a cules în momentul de față. Cam multă perioadă de timp pentru câțiva dintre voi. Chiar un an de zile. Pentru alții este recent separarea asta sau non-comunicarea aceasta, da? Însă, hrănindu-se cu, vedeți dumneavoastră, cu puterea voastră, efectiv, într-un mod indirect, această persoană încearcă să se transforme, încearcă să vă facă pe plac, încearcă să devină altfel. Da? Încearcă să aibă anumite opțiuni, caută anumite opțiuni pentru a veni către voi, caută reușită, nu vrea să aibă un refuz din partea dumneavoastră, respectiva persoană, și de asta parcă este în așteptarea unui rezultat pozitiv, adică să fie sigur pe ce mișc sau sigură pe ce mișcări face în ceea ce privește, da, eu știu, acțiunile către dumneavoastră. Haideți să vedem care este energia între voi doi, acestui parteneriat și, sau conexiuni, pentru că există posibilitatea ca, eu știu, câțiva dintre voi să nu fi fost niciodată cu această persoană, dar să existe această atracție, să existe această conexiune, simțiți acest lucru și unul și celălalt, dar nu faceți pasul către voi. Oh, wow, împăcare, dragii mei! Împăcare. Vă îndreptați ambii către această împăcare într-un mod diferit. Voi cu pași mărunți, pași calculați. Până acum n-ați fost calculați, ați lăsat sentimentele pe voi să vă conducă un pic. Însă de data aceasta sunteți atenți la ceea ce faceți și nu acceptați absolut nicio greșeală. Pe când persoana noastră vine mai, știți, mai rebelă, mai necalculată, mai infantilă, mai, da, vine mai volubilă, mai, da, cam așa vine către dumneavoastră. Există împăcare. Deci, clar, majoritatea dintre voi sunteți certați sau nu mai vorbiți sau sunteți despărțiți de foarte mult timp, ceva s-a întâmplat, însă există împăcare, există comunicare pentru cei care vă gândiți la acest lucru. Alții, cei care gândiți la această împăcare sau la această comunicare, să știți că vă este teamă de, cum să vă spun, teamă că pierdeți stabilitatea asta pe care voi v-ați creat-o, iar respectivul sau respectiva pierde pașii pe care și i-a făcut, da? Pentru că își face anumiți pași către voi. Planul acesta al său este nu neapărat gândit în detaliu, pe când la voi este gândit în detaliu. La această persoană știe în linii mari, așa cam cum ar vrea să vină către voi, dar poate să sară anumite etape, pe când voi nu. Dacă săriți anumite etape, știți că mergeți pe un teritoriu fragil și iar ați putea să reveniți în urmă, iar ați putea să suferiți, etc. Da? Iar nu, dumneavoastră nu vreți lucrul acesta. Haideți să vedem această
că acest succes al dumneavoastră, această stabilitate a dumneavoastră, să vedem despre ce este vorba, pentru că ați creat acest lucru, da? Și mai ales în ceea ce privește relația cu această persoană, uniunea cu această persoană. Știți că sunteți extrem de diferiți, dar în același timp compatibili. Stabilitatea aceasta provine din faptul că nu mai lăsați trecutul să vă conducă către viitor și să săriți prezentul, trăiți în prezent, rectificând acest trecut prin a nu comite aceleași erori și gândindu-vă la un viitor pe care vi-l doriți și din care excludeți orice eșec. Da? Pentru dumneavoastră acest viitor este un viitor frumos, un viitor cu reușită, în care sunteți siguri că nu mai faceți aceleași greșeli. De ce? Pentru că mai întâi dumneavoastră ceea ce veți face este să ascultați versiunea persoanei acesteia. Această persoană de aici la care voi vă gândiți vine către voi, comunică către voi cu această carte. Vedeți ce frumos, asta este energia acestei conexiuni. Deci comunică sau cel puțin va comunica cu voi, dar voi ceea ce veți face, veți asculta această versiune. Acest lucru vă va da posibilitatea să știți cum acționați fără să faceți alte greșeli, așa considerați dumneavoastră că ați făcut greșeli. Când mă refer la greșeli, sunt acțiuni, sunt compromisuri, sunt sacrificii, etc. Depinde de cazul fiecăruia. Haideți să vedem respectiva persoană, pentru că este un pic, nu văd instabilitate, dar este puțin exuberantă. Nu este atentă la detalii, se gândește foarte mult la opțiunile pe care le are. Va spune da. Această persoană vine și iată că spune da. Vă va spune da dacă dumneavoastră vreți să scrieți acestei persoane, pentru că s-ar putea ca voi să fiți primii care scrieți aceste persoane pentru a lua pulsul, să vedeți dacă vă răspunde sau nu. Da, o să vă scrie și da, s-ar putea să vă explice anumite lucruri în ceea ce privește o separare, separare fie de dumneavoastră sau o separare de cineva anume sau de ceva anume. Da? Nu știu la ce se referă, dar da, această persoană mi arată că a suferit, a suferit fără voi. Voi sunteți cadoul acestei persoane, da? În viața sa. Ați apărut în viața sa ca un cadou, ca o binecuvântare. Și a suferit momentul în care ați plecat. Câțiva dintre voi v-ați separat fie în noiembrie anul trecut, alții acum 3 luni, alții acum 7 luni, 7 săptămâni, da, nu știu, dar există oarecum o separare. Așa cum am zis, nu prea acceptă refuz din partea dumneavoastră. Suferă fără prezența voastră în viața sa. Are impresia că l-ați trădat sau ați trădat-o cu ceva. Această persoană de aici are impresia așa, în momentul de față. Nu știu de ce se gândește la lucrul acesta. Își schimbă venirea și acțiunile către voi prin a vă prezenta mult mai multe. Deci această persoană o să fie o carte deschisă pentru voi. Dacă până acum v-a ascuns mai multe lucruri, iată că vine și o să vă expună toate aceste secrete, sau cel puțin veți primi mult mai multe informații decât până acum, da? Decât ați fost până acum. Visați unul la celălalt, dragii mei, vă visați unul pe celălalt, s-ar putea. Pur și simplu visați această întâlnire, visați această contopire acolo unde nu a existat, da? În sensul că acolo unde nimic nu s-a întâmplat între voi, visați efectiv întâlnirea față în față, o vizualizați în fața ochilor și nu numai voi, ambii. Oh, wow! Da, visați
unul la celălalt, vă visați unul pe celălalt, da, sunteți suflete pereche, visați la aceste declarații de dragoste, la această împăcare, la această comunicare. Wow, foarte frumos! Foarte frumos, foarte, foarte, foarte frumos aceste cărți au ieșit. Niște explicații și clarificări foarte la obiect, cel puțin pentru mine. Haideți să spionăm acum această persoană și să vedem ce face. Să știți că nu v-a uitat. Parcă din îndepărtare v-a observat tristețea. Va observa tristețea în momentul de față, simte tristețea asta pentru că este tristă și suferindă această persoană și înțelege ceea ce ați simțit voi în momentul despărțirii. Okay? Înțelege cum v-ați simțit voi în momentul în care respectivul sau respectiva v-a respins. Înțelege ceea ce, sau înțelege ceea ce înseamnă acel abandon. Wow! Haideți să spionăm această persoană. Ce face această persoană la care voi vă gândiți în acest moment? Dacă aș fi un muscă în viața sa, ce face respectivul sau respectiva acum? Soarele se gândește la această revenire, se gândește la un viitor împreună, se gândește la această regăsire, se gândește la claritate, la explicații. Oh, wow. Wow, foarte frumos. Așteaptă de mult acest moment. Repet, pentru câțiva chiar de 7 săptămâni așteaptă momentul acesta. Pentru alții chiar 7 ani. Așteaptă momentul întoarcerii, reîntoarcerii. Aleargă către dumneavoastră, uită de toți și de toate din jurul său, este teamă că sunteți curtați sau curtat de alte persoane. Se gândește la acest lucru. Cu cine sunteți? Ce faceți? Câte persoane v-au curtat până acum? Cu câte persoane ați vorbit până acum? Da? Berbec, leu, săgetător, capricorn, fecioară și taur, ca și zodii. Puteți fi voi, poate fi persoana voastră sau zodiile nu se potrivesc deloc, dar... E un moment, cert este, pe care îl așteaptă de mult, este un moment pe care îl regretă că l-a pierdut, a avut multe ocazii, să știți. Această persoană se gândește la acele ocazii pe care le-a avut de a fi cu voi. Cineva, nu de mult, a făcut, poate acum un an de zile, poate acum o lună, poate acum o săptămână, nu știu, a făcut celelalte persoane o propunere. Această propunere a fost un dezastru. A fost un dezastru și regretă lucrul acesta. Acolo unde este un trio, există separare, există posibilitatea unui divorț, există posibilitatea unui necaz în relația pe care respectivul sau respectiva o are cu celălalt sau cealaltă. S-ar putea ca persoana voastră să fie avut și probleme financiare pe care le-a rezolvat deja. Încearcă să rectifice acel abandon. Se gândește la momentul abandonului, la cum a fugit. Pur și simplu această persoană parcă a fugit de lângă voi. Efectiv a dispărut, da? A dispărut de lângă voi de teamă, de frică, că cineva îl observă sau observă, mai ales acolo unde este trio, da? Că cineva află ce află, că nu se poate concentra pe detalii și că pierde din vedere anumite detalii care îl vor da de gol sau o vor da de gol. Încearcă să vadă, observă de la distanță, repet, cine vă face curte sau nu, seriozitatea dumneavoastră în ceea ce privește această relație, în sensul că dumneavoastră vreți
acolo unde sunteți dumneavoastră și aveți pe altcineva, dumneavoastră vreți să fiți cu această persoană sau cu persoana cu care sunteți în prezent. Pentru că aici și această persoană poate avea pe cineva și voi sau unul dintre voi. Dumneavoastră luați cum rezonează, dar acolo unde dumneavoastră aveți pe altcineva, se gândește la cealaltă persoană și nu cu gelozie, dar se gândește la cealaltă persoană cu care sunteți, la greutățile acolo unde există o căsătorie care implică, eu știu, sacrificiile pe care voi trebuie să le faceți ca să fiți cu el sau ea. Deci se gândește foarte mult la aceste aspecte în momentul de față. Dar da, vrea să revină, da, există dragoste, vă visați unul pe altul, da, va veni cu anumite explicații, este teamă de pasiunea pe care o are și pentru dumneavoastră, pentru că nu înțelege, este ceva nou, deși în sensul că ceea ce simte pentru voi este o combinație de sentimente și de porniri, de intensități pe care nu le-a avut cu nimeni altcineva. Și în momentul de față se gândește la cum să vă iasă în cale. Efectiv, vrea să apară în calea dumneavoastră. Nu vine neapărat cu o comunicare, hai să ne întâlnim sau hai să ne vedem, dar poate să fie și asta, o întâlnire nocturnă, o întâlnire seara, dar parcă apare efectiv în fața dumneavoastră această persoană. Da? Parcă vă întâlniți undeva acolo unde există această posibilitate. Pentru alții așteaptă acest moment potrivit de a ieși la suprafață cu acele informații noi care să vă facă să. Pentru că voi veți asculta, de asta zic, veți asculta această persoană, veți avea ce să ascultați de la această persoană, pentru că va avea ce să vă spun, va vorbi, în sfârșit va vorbi. Până acum a dispărut fără nicio explicație, acum va vorbi. Da? Nu știu dacă neapărat o să vă explice anumite lucruri, dar va vorbi, o să vă spună anumite informații pe care voi le veți auzi și vă veți spune, ok, am avut dreptate în ceea ce am crezut sau ceea ce am simțit. Da? Dragii mei, aceasta este etalarea pe care v-am propus-o astăzi. Mulțumesc din suflet pentru că m-ați urmărit. Vă doresc toate cele bune și sper să ne vedem cu bine la alte etalări la fel de frumoase. La revedere, dragii mei!